stai în asta. Trebuie să mai tai picioarele la, la masă. Stai, stai ca fașa, păi. De la Târgu Jiu Reporter, pentru ce ați luat asemenea scaun? Păi, primul rând, criza economică ne afectează pe toți. Păi, vechi mieci. Da, nu prea avem scaune. Pleacă la scrinul ăsta, da, de aici. Vă rugăm frumos să ne lăsați. Vă rugăm frumos să ne lăsați. Din cauza operelor de artă. Revenim cu interviul exact din Nesul, probleme, exact pe cutremurul din scara Richter. Bun, ce vreau să vă spun, că aceste scaune le-am găsit pe stradă, da. Că lumea n-a, da. Criza asta care ne afectează pe tot, da. Hai să scoatem scaunele care nu ne mai trebuie să le dăm la săraci. Așa. Da, noi fiind niște săraci, dați-vă dumneavoastră seama că... Da, sunteți foarte amori dacă ați luat scaunele din pe stradă, nu? Da, da. Deci, prietene, crede-mă, mâncăm șobolani acasă. Pe mine mănânc acasă, credeți-mă, cartofi copți și toate felurile de mâncare. Și gearghe. Uitați, ieri am mâncat mămăliță. Azi, mă, dragă. Înțeles noastră, iar cum să vă spun, politica, că acum domnul Victor Ponta a câștigat PSD-ul și este... Sunt anumiți elvedei de stradă care sunt acești copii. Vă prezentăm unele date despre ei. Datele vă rog frumos. Născut în înainte de Hristos, ce vreau să vă spun. Am 2000 și ceva de ani. Atât. Auzi, ca caraca. De aia, dar stai tectonic, așa. Hai! Ia, poți. Auzi! Auzi! Hai, mă, dar rupă-te! Voi pui două din alea. Domnilor. Un interviu, vă rog. Ce aveți părere despre acest cetățen ai Târgu Jiu? Bă, pisăroște, dreptul! Este un adevărat calvar în Târgu Jiu acesta. Este adevărat. Da, este... Este praf, ce să mai... Bă, se filmează ca multe de telefonul ăla, nu? Doar o oră și eu. Băi, dar două morți, măi, se pus scaun la Florini, mi se pare... Nu, este o... Dar și cu jandarmii în spatele tău, două morți, măi! Dar nu e așa, este o adevărat... De bandată, rău! Te mănâncă în gură, să filmă așa ceva. Cum te mănâncă, nu? Mă mănâncă din cauza scaunului acela care a produs o alergie totală în acest oraș. Este o fie nemaipomenită, vreau să bem coși. Oh!